Tendințele de machiaj ale sezonului toamnă-iarnă 2017-2018 sunt atât de variate încât oricine își poate găsi ceva care să îi se potrivească. Mai mult, make-up artiștii spun că noile tendințe ale toamnei ne fac misiunea mai ușoară, iar acestea avantajează pe oricine, indiferent de fizionomie. De la blocuri de culoare pe ploape, rujuri în nuanțe îndrăznețe și gene supradimensionate până la lucruri foarte naturale sau no make-up. Totuși, tendința dominantă în materie de make-up va fi a anilor 80, deci mult blaș pe pomeți, sclipici pe buze, ochi fumurii și unghii în culori tari. Rujurile strălucitoare ne vor face buzele să pară mai pline, iar machiajul puternic al ploapelor va capta atenția. Machiajul smokey eyes, adică ochi puși în evidență de culori închise, tuș și rimel negru și buzele vampi, nu aveau cum să lipsească din tendințele acestui sezon. Pentru realizarea acestui tip de make-up există truse cu tot ansamblul de culori. Culorile intense, nuanțe aproape neon, sunt o apariție surprinzătoare pentru sezonul 2017-2018. De asemenea, un alt trend care atrage atenția sunt genele supradimensionate aplicate de această dată pe ploapa inferioară. Dincolo de frumusețea care iese la spălat, nu uita să acordați atenție și celui mai mare organ al corpului nostru, pielea. Veți găsi sute de branduri care oferă creme cu vitaminele A, C și E, lipozomi, colagen și acid hialuronic. Dermatologii spun că cel mai important produs de folosit zilnic în mod generos rămâne apa. Beți și în sezonul rece măcar 2 litri de apă pe zi.